3. Ce se întâmplă? Ce este un lucru uimitor? Este un lucru care ar trebui să-l încerce fiecare copil. Recomand din tot sufletul ca fiecare părinte să încerce cu propriilor copii să facă aceste lucruri minunate. Dacă evoluția acum cu ceva ani în urmă se rezuma la un calculator, la o tabletă, iată că evoluția ne împinge cu pași mari către alte lucruri mult mai firești, mult mai naturale și mult mai evoluate în același timp. Mulțumim din suflet acestor oameni care ne oferă posibilitatea să vedem copiii lângă noi așa cum sunt, să putem să ne ajutăm copiii cu aceste lucruri minunate, să putem să-i dezvoltăm armonios și să putem să ținem pasul cu evoluția. Este uimitor ce se întâmplă. Încă o dată vă mulțumim din suflet. Vă mulțumim din suflet.